Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Titlul poeziei l-ați auzit. Fiecare dă ce are. Iar motoul acestei poezii spune următoarele cuvinte. Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Fapte 3:6. Totul e creat pe lume pentru întrajutorare. Pentru ce e în jurul său, fiecare dă ce are. Totul e creat pe lume, fie lucru mic sau mare, spre folosul tuturora. Nu-i nimic din întâmplare. Vară, soarele-i fierbinte, peste tot căldură mare. Stai sub pom, primești răcoare. Pomul deci-ți dă ce are. Zgribulit gonești spre casă, iarnă, frig, zăpadă mare. Intri în casă, găsești căldură, deși soba dă ce are. Sau afară-i primăvară, mergi pe câmp și rupi o floare. O miroși, îi simți parfumul, deși floarea dă ce are. Imaginați-vă o albină alergând din floare în floare să ne aducă nouă miere. Dragul meu, ne dă ce are. În excursie, poiană, cânt o pasăre răcoare. Cântu-i minunat, desfată, deși ea ne dă ce are. Toamnă și cât vezi cu ochii, câmpul-i plin, recoltă mare. Cât de bun este pământul că-și dă omului ce are. Noapte, întuneric beznă, zori și soarele răsare scăldând totul în lumină. Deci el dă lumii ce are. Prieteni însă deodată, ceartă, ură, dezbinare. Credinciosul fals ia țâță, de sărmanul dă ce are. Te întâlnești pe drum cu un frate și îți produce întristare, fiindcă te privește rece. Dragul meu, îți dă ce are. Pocăit, dar bate vântul și viața lui apare poticnire pentru alții. Să știți, și el dă ce are. Când lovești de vreun frate, să nu întrebi. Cum poate oare? Are, n-are conștiință? Fiindcă e clar, îți dă ce are. Mergi pe stradă, la un colț, doi se ceartă în gura mare. Unul dintre ei înjură. Omul acesta dă ce are. Credincios și pentru alții, viața lui e o îndrumare. Spune peste tot de Domnul, deci acesta dă ce are. Prieteni însă deodată, ceartă, ură, dezbinare. Credinciosul adevărat îi îndeamnă la împăcare. Un om bun, plin de iubire, blând în orice împrejurare, duce pace pretutindeni, deci dă tuturor ce are. Când nădejdea mântuirii devine încredințare, din încredere în Domnul dă și celui care n-are. Omul bucuros în toate și în bine și în rău, bucurie va transmite tuturor din jurul său. A fi rău, a fi vulgar, să nu crezi că e lucru mare. Credincios de ești atunci, fii o binecuvântare. Totul e creat pe lume, fie lucru mic sau mare, spre folosul tuturora. Nu-i nimic din întâmplare. Omul lumei îndreptarul către iad sau către rai. Celor mulți din jurul tău, tu ascultător, ce dai? Și vreau să închei cu versul 15 din cartea prorocului Obadia. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ținând cont în mod deosebit de cuvântul lui Dumnezeu și de versurile acestei poezii și de mesajul prin fratele Sergiu, că putem fi robi ai păcatului sau robi ai neprihănirii numai prin ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători, începând cu mine și noi toți, frați și surori, să facem fapte vrednice și de pocăință, să trăim pentru mântuirea noastră și a celor din jurul nostru și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Amin.